Am terminat în 2012, am absolvit facultatea de film din cadrul UNEATC la clasa profesorului Copel Moscu și de fapt avem trei, Napoleon Helmis și impropriu spus Paul Negoescu, că el nu e chiar un prof, că e de seamă cu mine, dar e lector. În anul 3 am făcut două scurtmetraje, Tati și Marți, cu care am și ieșit în festivaluri. Primul festival la care am fost selecționată se numește Golden Egg și se desfășoară în Islanda, în Reykjavik. Și când am primit mail-ul și mi-a zis că ați fost selecționată și la Talent Lab-ul lor, a fost așa, șoc, nu mă așteptam. De fapt, când trimiți un film la un festival, ai o minimă speranță, dacă se întâmplă. Și a fost atunci momentul ăla, aoleo, ce fac, de unde strâng bani? Și s-au adunat toate. Nu am câștigat, nu-i nimic. După aia, tati a mai fost undeva în Serbia, prin Cluj, în București, la Cinema Iubire, mai multe festivaluri, mai mult în țară. Ai auzit? Da, am văzut-o. E bună, e cu șuncă cu... și ciuperci. Super. Îmi plac ciupercile, să știi. Dintotdeauna. Cătălina, îmi pare bine. Marți este un scurtmetraj pe care l-am făcut cu colega de la Imagine, cu Adriana Crăciunescu. Aia a fost o experiență inedită, pentru că am fost patru oameni pe platou și actorul Constantin Cojocaru este inspirat după fapte reale din perioada protestelor din 2012, când în Baia de Arieș a ieșit un singur protestatar și a stat în fața primăriei și am adaptat povestea și am făcut un scurtmetraj despre un bătrân care pleacă de la el din sat, a auzit la radio că au loc proteste, pornește într-un drum foarte lung și ajunge în oraș să protesteze și vedeți în film mai departe ce se întâmplă. Marți a fost la festival la Nancy Lorraine, în Franța. A fost destul de apreciat, mai ales că este foarte scurt. Am văzut că n-a plictisit și oamenii au fost destul de impresionați de poveste, iar domnul Constantin Cojocaru oricum este uimitor și m-a ajutat foarte mult când a venit la film și a jucat pentru noi. Și el a crescut, practic, povestea și filmul. În prezent suntem în postproducție cu un scurtmetraj, se numește About Love, pe care l-am filmat anul trecut. Dar pentru că am fost toți ocupați, încă n-am reușit să-l terminăm. Sunetul îl fac cu Ștefan Matei, solistul de la Les Elefants Bizar, și el a avut și concerte și, mă rog, o grămadă de proiecte, dar ne-am propus să-l terminăm, însă am început să-l trimitem în festivaluri ca work in progress. About Love face parte din trilogia About, pe care mi-am propus să o fac cât mai curând, și este despre iubire, despre moarte și despre singurătate. În principiu am ideile, am și scris pe tema asta, dar n-am reușit să concretizez niciun proiect. Ideile de scenarii și filmele ar trebui să pornească din interior. Eu vedeam ceva și mi se părea, mamă, ce tare ar fi să fac un film despre asta, dar netrăit de mine. Și cred că am vorbit cu Napoleon, cu Nap, că noi spunem Nap, domn profesor, și cu Paul, și la un moment dat mi-au tot spus că nu mai scoate idei din dulapul altora, scoate-le de la tine. Și stăteam o dată în stația autobuzului și zic, Doamne, am atâtea lucruri să spun și stau și ca o la alți oameni. Și bineînțeles, că am început să iau poveștile care trec prin mine sau care mi se par mie, personal, altfel. Și mie îmi plac universurile mici, îmi plac relațiile de familie, relațiile de prieteni, relațiile de iubire, relațiile fiică-tată,
Asta este slăbiciunea mea. Să știi că eu și mama ta m-am vorbit. Credeai că o să-mi povestesc? Nu despre asta. Avem noi problemele noastre. Adică ce? Adică nu e treaba ta. Mama știe despre... Ți-am zis, nu e treaba ta. Și deși cred că nu este ok, sau cel puțin așa mi s-a spus, eu încă sunt acolo, eu folosesc filmul în scop terapeutic. Adică și când mă uit la un film și când fac un film, pentru mine este un proces îndelungat. Și când scriu un scenariu, chiar dacă îl scriu cu cineva, sunt pusă în fața unor povești pe care nu le-am trăit, să zic, în totalitate, dar am oportunitatea să schimb. Să schimb finaluri, să schimb atitudini, să schimb niște lucruri. Sau să inventez. Probabil că de asta îmi și place atât de mult filmul, că îmi oferă oportunitatea să fiu un mic creator asupra unui univers și să fie așa cum aș fi dorit eu să fie sau cum cred eu că ar fi bine să fie. Nu cred în personajele care se transformă, mai ales în scurtmetraj, pentru că eu iubesc foarte mult viața și cred că nu poți să te schimbi în 24 de ore de când ți s-a întâmplat ceva. Îmi plac filmele cu final închis, deși ale mele nu prea au final închis. Cred că în fiecare zi trebuie să cresc, să îmi dau seama ce aș vrea să spun. Cred că am foarte multe lucruri de spus. Prin filme spun poveștile mele, de fapt. Asta fac. Mie îmi place foarte mult să și scriu, că am un blog pe care îl țin din 2005 și acolo scriu foarte mult despre mine. Îmi place să împart ideile mele cu oamenii. Acum, ideea este să și meargă mai departe, că de-aia și trimit filme la festivaluri. Într-adevăr, toată lumea cred că vrea să câștige pentru o glorie sau ego sau orgoliu sau pentru că vrea așa să zică cineva good job. Dar eu îl trimit pentru că îmi doresc foarte mult să-l vadă oamenii și să plece din sala de cinema cu un mic gând. Atât, nu. Să se gândească la ceva. Că eu așa fac. Când văd un film, am tendința să vorbesc vreo 3-4 zile, să-mi terorizez prietenii. Colaborez cu mai multe case de producție. Spider, unde suntem aici la filmare, este cea mai veche casă de producție cu care colaborez, cu Milo Simulov. Am lucrat împreună la primul film interactiv din România, la Kido. A fost prima experiență mea pe platoul de filmare ca asistent de regie. Habar n-aveam ce înseamnă. Noroc că au fost oameni foarte deschiși, m-au ajutat foarte mult și aia m-a călit. Adică experiența aia a fost piatra de temelie în dezvoltarea mea pe partea asta de asistenție de regie. Iubesc viața pe platou, este ceea ce îmi place să fac cel mai mult. E un principiu de la da. Tu știi că ea este acasă, dacă... Adică asta e... Și ar trebui să... Acțiune! Am colaborat cu Andrei Gheorghe iar o experiență inedită la filmul Planșa, ce se lansează acum în primăvară. Am stat o lună de zile împreună, gașcă în Constanța, cu Olimpia Melinte, cu Silvia Învâlcu și am filmat zi de zi. A fost altă experiență inedită pentru că practic dormeam împreună, mâncam împreună, discutam non-stop. Pe barcă, acasă, în Constanța a devenit platou de filmare, oriunde mergeam ne gândeam cum ar arăta dacă am filmat aici. S-a legat o prietenie strânsă pentru că am rămas prieteni foarte, foarte buni și abia aștept să-l văd pe marile ecrane, că am refuzat să-l văd în preproducție, că am zis că eu vreau să-l văd, că ăla e chiar copilul nostru. Aici?
sau... Suntem foarte fericiți că o să aibă premieră mondială la Mons, la Festivalul de Iubire, pentru că este o poveste de iubire. Se desfășoară atât pe Malul Mării, cât și în sala de scrimă. Iar am învățat. Olimpia Melinte a făcut foarte multe eforturi și a învățat în scurt timp scrimă. Și s-a descurcat uluitor, ca și Silvia Învâlcu. Și suntem foarte încântați că o să mergem acolo. Bine, o să meargă ei acolo și eu o să fiu alături de ei așa, cu entuziasmul de acasă. Am mai lucrat cu Dan Chișu la două lungmetraje. A ieșit Deja Vu, filmul lui Dan Chișu, la care am lucrat tot așa în echipă restrânsă, iar prieteni, familie, a fost acolo, s-au legat cele mai mari prietenii. Apoi în vară am filmat București non-stop, am fost second AD. În paralel cu asta mai merg la reclame, tot cu Spider, cu Dude Film, cu Edo Film, o casă de producție pe care o am împreună cu doi colegi cu care am terminat regie de film. Și joburile mele clasice, că fac social media, de fapt, pentru că freelancing-ul este destul de ciudățel, când ai proiecte, când nu ai proiecte, și pentru un venit stabil am ales și joburile astea, să le numesc eu clasice. Adică nu, stai că eu te trebuie să fiu drăguță, George, când o să iau Oscar-ul. Este o experiență inedită a fi regizor. Din păcate nu pot să practic asta în fiecare zi. Probabil aș fi epuizată emoțional, pentru că eu oricum mă consum enorm. Când fac un film sunt acolo cu câteva luni înainte și câteva luni după ce îl termin, că mă macină foarte mult. Dar este un proces de purificare, zic eu. Și platoul de filmare este locul în care cunoști oameni perfecți, cred eu. Ăsta e locul.